plăcea de la așa glume. Bine, avea unele glume mai eșuate, dar... Și Mariana e o tipă... Da, slăbit. Da, ea este. A slăbit? Mariana, da. Oana mi se pare că a slăbit mult. Oana, azi era slabă de atunci slăbit din competiții. A slăbit mult. La câte necazuri a avut săraca vesea. Vezi că au început să mi se vadă recuoasele aici. Toată lumea ne ia seama ce bine ne stă împreună. Tu ești emblema, eu sunt reclama, amândoi de ființă. E 3 fără 7 minute. Nu uite, mi s-a întins machiajul. 3 fără 7 minute. Îmi dai și mult. Simpatic băiatul ăsta, ăsta tot așa prin eliminare a plecat. Da. Da, până eliminare, n-a sărit gardul. Nu, până eliminare, da, s-a cerut. Și a plecat singur? Singur. Luci îl iubea pe băiatul ăsta, mă. Singur. A fost la început cu Cristina. El a fost cu Cristina. E bine, așa. A, a fost cu Cristina. Da, cu Cristina a fost, da. Cam cum s-a început și la noi, s-a început și la ei. Atunci. Da. Cu care s-a potrivit. Nu s-a potrivit, la revedere. La un dat s-a luat cu... Mai târziu, da, mai după târziu. Ce s-a certat cu... La un a mai fost ceva. A mai fost ceva, dar prea puțin între ei, nu mai se certa. Înseamnă că n-a stat mult el. Cine? Nu, Gabi. Nu. Cam tot în luna asta a plecat, nu? Da. A apărut fosta prietenă cu care el fusese așa, care s-a rugotit și a adus aminte care s-a care a arătat acum. Da, 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 exact. Că în competiție a venit. Sensi, Luci era cu băiatul așa. Tot zicea el de Gabi, Gabi. Mie mi-a plăcut Robert când era cu fetele. Robert și Gabi ăsta. Mi-a plăcut Andrei, mi-a plăcut Raimond și Constantin. Dar Robert a sărit Gabi, nu? Da, Robert. Oameni, ce m-am oftit acum. A, și am văzut fata și pe Traian. Păi mă, salut Traian. Da. Cum o chema? Iuliana. Iuliana. Am văzut și cu cine mă asemui-o. Nu te asemui ca sensibilitate, la da, fel de sensibilă da. Era ea. Păi da, da, ea plângea într-un. Nu așa. Plângea într-un. Ți-am și spus. Că așa nu puteam să-mi aduc aminte cine da. Cum. Frige față. Nu ne vorbește de rău. Am de crescut.
Nu cred. Nu. Mami, la mulți ani pentru mâine.